Moș Crăciun a sosit și la Jandarmeria Gorj. În sacul încăpător, moșul a adus 5 autoturisme necesare jandarmilor pentru desfășurarea misiunilor, care vin să revigoreze parcul auto al unității. Una dintre mașinile parcate în curtea inspectoratului de jandarmi va ajunge la subunitatea din zona Montană Rânca. Mașinile au fost achiziționate în baza programului de reînnoire a parcului auto al Ministerului Afacerilor Interne și au fost repartizate pentru structurile operative din localitățile Târgu Jiu, Motru, Bumbești Jiu și zona Montană Rânca. Utilizarea acestor noi autoturisme la nivelul unității de către structurile operative va contribui la o scădere a timpilor de reacție în cazul intervențiilor la misiunile specifice și la solicitările cetățenilor adresate prin SNU AU 112. Da, erau necesar pentru reînnoirea parcului auto atât din dotarea Inspectoratului de Jandarmi, cât și la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. S-a început acest program de reînnoire a parcului auto, astfel încât la Jandarmeria Gorj au fost repartizate un număr de 5 astfel de autovehicule, 2 Dacia Duster 4x4 și 3 autovehicule marca Logan. Aceste autovehicule au fost repartizate la structurile operative din componența unității, din localitățile Târgu Jiu, Motru, Bumbești Jiu și zona Montană Rânca. Și vor deservi, practic, aceste subunități operative, astfel încât jandarmii de acum încolo vor fi mai operativi și vor fi mai eficienți chiar la intervențiile pe apeluri de urgență 112, cât și la alte solicitări și pentru îndeplinirea misiunilor specifice în zona de competență. Acesta este un prim lot de 5 autovehicule noi. Ulterior, în cursul săptămânii următoare, urmează să nu mai fie repartizat încă 2 autovehicule noi, respectiv o Dacia Duster 4x4 și un autovehicul marca Dacia Logan. Mașinile vechi din parcul auto vor fi redistribuite către alte subunități din județ în funcție de necesități.